E ora 5 dimineața, acum s-au întâlnit, dau o turmă, turma lui Ștefan Cunturie și încă o turmă care urcă tot aici în apropiere. Ne-am dat un pic la o parte la lizerea pădurii, am intrat pe un drum ca să nu se amestice oile. Ștefan o să urce în maxim o jumătate de oră cu oile. Continuăm drumul la deal, să munte, să ajungem la deal. Abă! Abă! Ce le dai? Le dau niște sorișe. Abă! 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 Virga! Virga! Te pui greunță? Mă greunță? Nu mă greunță. Ia sprește un pic amul la urcare. Îți dau să hrănească. Îmi foame și ăștia. Îmi foame și au un... Ia, destul de abrupt. Da. Thank you.
Salvează-l pe ăla mic prima dată! Mai salvaște! M-a salvat! Hai, dați-vă în neluțelor, mă! Am început să urcăm pe drumul care duce la stâna lui Ștefan. Hai mă, Neluțu, ai trecut? Bravo! Priviți-l pe Neluțu, care a reușit să treacă rândul de munte. Pentru ei nu a fost nicio problemă să treacă rândul acesta. Priviți ce mâncare bună este pe margine. Ștefan a zis că o să avem mâncare bună. A fost acum o săptămână și a găsit mâncare foarte bună pentru ei. Și de asta a decis să urce acum. Păi, uite, când am venit cu oile, era de ploaie și am venit cu oile pe pădure. Și să învârt oile aici și să le învârtim înapoi, să știm de multe. La poia oilor, uita mai lucru, așa. După l-a luat finic, am văzut că nu au părut la poia oilor, l-a luat finic și l-a dus. Și când e seara, de pornea lor, după ce de fene mulți, tocmai îmi iasă și în munte, tot la poia oilor. Tot acela. Tot ăla. Și atunci l-a luat finic și l-a dus. Aveam un mustășos mare, fain. Ăla era tare bun câinile. Și l-au luat, mă, de numai, l-au dus acolo prin niște colode, lemne, cicate, o fugărie de numai. La mare lucru, dar interesat în ziua aia, de două ori ieșit. Și ziua mare, prin pădure, aici, acum, ne-am învârtit și de porneală, după ce am gătat de mult. S-au învârtit numai după noi, dar n-au putut să iei, nu-au reușit. N-au reușit să iei, e... Da. Mai avem o leacă de urcat, Ovidiu. Tot urcăm pe treabă bună. Nu putem urca tare cu ele. Sau pe urcăm la munte și suntem sosâți la deal acolo. Salvat! Salvați! Gata drum! Mult drum! Mult drum! Mult, mult! Ce nu că par și obositor! Da! Ce ustură tălci, atâta, în rest, nu-i oboseală să vă spun și ce. Da, sunt învățat, am, cred că vă zeci ani de când. Tot. Vin cu oile și măr cu oile la drum. Sunt învățat așa și la. Ești cu mâine. Oh, mă. Uite-vă grăbiții. Unde te uiți? Ei, ha! Oh,
Ei-ha! Oh, ha, 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 mă! Aha, mă! A la munte! Oh, ha, 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 mă! Are bună la oi avem anul ăsta. Și am ajuns, Ștefan. Am ajuns la montană. E lapide, aici e să brânză. Bună, la munte. Brânză de calitate. De calitate. Uite iarbă și iarbă, faină. De asta trebuie să fiți apreciați, că atâtea sacrificii faceți, mai ales până ce ajungeți aici și să, și să scoateți produse de calitate. Exact. Da, vreau să te dă pe zi. Acolo și de l-o împor și te bani. Uite ce rezistență sunt cățelașii. Voi sărași. Și inieluți au rezistat. No, asta cum o să... Thank you.
Bye-bye.
Iubiți prieteni, ce puternic bate cu gheață. Cam 10 minute după ce am intrat în strungă, a început să bate gheață. Și oile se feresc de gheață. Yeah.
Clopotile mari le-ai lăsat numai pe... pe drum. Și aici mai lești ceva clopote pe oi? Am lăsat două oile, dar nu mai runcă, și mai mult. Numai două, pe tătii oile? Mai mici, pe nu trebuie cumva, dacă se sperie, să le auzi. Ajung, nu trebuie mai multe. Bravo, Neluțu, hai da, singur. Hai, ne-am luat, dă-i! Da pe ele, dă-i! Dă-i roata! Ja, nu știu am un destau de reclăciu să fie foie. Nu știu, după bucătate în care la mintea în vale și am bunturit. A zis, coborul ăsta tot se pără să ne bunturit și doar îți chies pe cap. Da. Nu, patru, cinci, trei, pe părere. Patru, patru, trei, cinci. Thank you.
face la Ștefan, trebuie să luăm frumos din pe ea. Să punem aici, să... Așa să punem la noi. Uite aici cum arată o capră. Așa. După ce-l bate, mai lăsa să mai stai un pic, să se așeze. Nu, 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 strânge. Să fie primul caș, din primul lapte, din munte. Prima zi de munte, da. Cum? Prima zi de munte. Da. Prima zi de munte. Câți litri de la piața Bucăcin? Nu știu, să și eu. Cât timp îl bateți și când știți că e gata? Da, până să face țără mai albă. Să nu fie boț mari pe mine. Să nu fie boț mari pe mine și să fie mai albă. Să fie bătut bine. M-am uitat așa la 6. Strângem cașul. Facem aici caș. Îl luați de jos în sus? Da.
Până se omogenizează, se strânge el? Până se strânge, se face. Ca așa părul la pieș, în jos după așa. Acum l-a apăsat. L-a apăsat mai jos până strânge. La fund. Zero. Avem un pic jarul. Și jarul, maxim. Hai, și atunci avea pute. Hai, așa, nu cred. Ești sare. Hă? Ești sare. Au, mă, mă, trece, e ca la... ca la rotisorile, făcea. Bă, ce pulpă mare, bă, e bună. Bă, ai un... nu știu cum... Bă, nu ești la discotecă și tu. Și nu le-ai curăță, că ai tot un șir. Curăță. Păi nu, mă, că așa trebuie să rămâie eu. Să o vede, să o... Asta e numai șeputul durerii. Și va mai lasă să o... că... desfăgea și băie tot eu. No, ține-o pe bota, pune pe... pune bota mai încolo, așa. Nu-i bără. Unii o faci așa mare. Păi după ce e urda. Da. Vădeu zârmi din așa. O mâncat am. La mâncare aici numai să bea, la poști trebuie să fie. Nu, la poști. Nu-i pune smitărâță numai. Nu știu să fim cu drapelul turșei. Trebuie să aduc sare. Da, da. Ăla-l frige mâini. Un pic de sare, un pic de piper și apoi.
așa, să intre în el, îl pune la macerat, vă dau 6 ori. Da, bunea. Oare știi undeva de ce pierde o supă? Ai văzut pe undeva, te-ai pălit? Vrei să știi. Haide, capul tău, haide. Haide, amin. Uite ce mi-e. Haide, amin. E nu s-a... Și băi ce că nu s-a face. Vai, cine ajutați? De aia, amin. Mort, ala mă. Da, iertă-ți, mă. Nu ai văzut? Și băi, mă. Așa cu cuțitul puntat, nu? Stai că îl curăț eu cu cuțitul puntat. Dă-l pe masă, dă-l. Dă-l pe masă, dă-l. Stai să-l pun și ăla. Dă-l un ciofan. Ăsta mi-l-a făcut. Mare ficată putu' să-l ducă. Mare, mare. Mă, eu bubate. Pe tata rău, mă înșetă, mă înșetă. No. L-am băgat. L-ai băgat? Da, da, atât de pe, mai pot trage ori nu? Atât de pe. Atât de pe. Da, da, ce și cum să o lezi? Are drotul ăla sub țăreunii. Hă? Leon, dacă te rog, te uiți un pic la Strive. Drot de la subțire să-mi dai un pic. Și îți dai energie pe anul ăsta. Da. Okay? Da. La becul? Si, la becul, la cât la telefon. Are radio. La antenă, dar mai mult numai pentru becul seara. Că avem altul care îl folosim la radio. Bandă. N-ai bandă adus aici. Hai, tineri. Aici, în partea asta, a ieșit ursul, după ce a terminat de mult oile. S-a terminat de mult oile, s-au așezat oile aici, au stat și au dormit într-o dimineață. După aia, câinii au mers la deal, la târlă, și au mers să mănânce și ei. Și nu a avut ursul și aud oile că se prontuzulez, să spar.
Și încolo ursul pe oaie. Unii când acolo de la târlă și o scos oaia. Dar o scos, a fost mort oaia. O apucat să o moare. O apucat să o moare, da. O scos o câine. Da. O fi ursul cu care te-ai întâlnit? Cred că e ursul care mi-a ieșit aici în partea asta, de la... când am venit eu de la semnal. Când o sară mi-a ieșit și mie ursul aici, înaintea mea. Și ăla cred că e obraznic, greu. Vine, n-are niciun stres. Ursul care mi-a ieșit înaintea mea, e aici din vale și din partea asta. Și când n-a știut ce să fac nici eu, el s-a uitat la mine, eu m-am uitat la el. Am luat o bolovan, am aruncat, a văzut că fuge. Când a fugit, am zgerat tare. Tăți câini de aici, la geal, de la unde a fost duș. Eu n-am avut nici botă, nici cățel după mine, nimic. Apoi unii câini și l-au luat și l-au dus la vale de numai. A fost urs mare? A, potrijit, așa era, dar era gras. Era gras, dar oricum s-a speriat de tine. S-a speriat cu ursul. Și eu m-a speriat de el. Nu numai el de mine. Și l-au dus câinii? L-au dus câinii, l-au dus. Acum câinii tăi să învățească, pentru că ei știu. Știi, de urs, de lup, de oprins urs, și de urs, da. Și de lup. Știu. Știu câinii care au cunoștință de așa ceva. Exact. Mulți brați căzuți aici, uite tu ce rădăcină are și asta. E calm, pe. Aveți lemne de foc. Avem. Și lemne uscate, uite de tu. Mașini. Îți învățați caii la pădure? Da. Pe acela nu l-am prea pus, eu n-are material. Păi cum e zic cât ăsta? Cum, asta câți ani are? Asta 8 ani. Vin cu ace? Numai să nu te lovească, lemne cumva. Oare drumul bașa la asta e ce zic. Stefan, lupii iunii te încearcă cel mai des. Da, din partea aia de acolo au venit, încercau să vie și din partea aia. De la Cătămoniți vineau pe, din pădure, de partea aia. Da. Acum voi ați făcut staul, unde se doarmă noaptea. Am făcut staul, de 3 ani de zile ne-am făcut sești. Nu ne-am mai atacat lupul, numai așa dacă au rămas o șteau pe undeva ori. Au rămas și au găsit-o pe munte. Face mult să ai un șeș din ăsta. Păi cum să nu facă mult? Mai, de... mai ales aici la noi, aici pe piciorul mare, pe muntele ăsta. Vedeți că e pădure și dincolo, și dincolo, și de la deal, e numai pădure. E riscant să le leși în liber. Da. Dacă le lăsa în liber, poate avea atacuri. Pentru niște bani, că îl cumpe niște plasă de astea și îți, cum să zic eu. Îți faci și ție un confort, până la urmă. Îți faci treaba bună, ca să nu te mai... Câinii le ieși pe lângă șași? Nu mai legăm niciun câine. Câinii au locul lor unde stau, da, din câte am văzut. Da, dorm printre ele, dorm pe mărgini, dorm... Nu. Și ursul vine de la vale, ai zis. Ursul vine și eu vin din pădurea. Și ăștia de acolo, zoa mare, ăștia vada. Ursul. Lupul nu te-a mai încercat de mult? Nu, mai ales aici, noaptea, nu. Nu mai vin. Dar am trecut, nu vin deloc. Nu ne-a încercat. Cred că dacă au văzut copii la ea, că nu au putut trece, nu mai... Nici nu mai vin. Dar am zis, numai și-o găsit, dacă au găsit pe munte și ceva, dacă au rămas, dar am trecut, nu au rămas deloc, nici pe munte. Nici toapă. Anul trecut ai avut pierderi? Nu. Două oi de urs, una aici și una acolo la deal pe munte. Ai avut la pe munte? De urs? Acolo pe Cățâncea. În Angreș, cum ziceam. Au atacat în zona mare, turma asta? Zona mare. Nu au atacat, au luat-o din codă. Din codă? Din codă, din urmă. Și a știut? N-a știut numai la câteva zile, ne-a zis-o în urmă. Un tafist, ne-a zis. Că a fost luat-o. Și apoi s-a băgat acolo într-o zi să vadă și o dat iară de urs. L-au luat când l-a dus în vale. La urs mare. După ce se învață și câinii cu ursul sau cu lupul, după ce, nu știu, nu o să mai ai așa atacuri. Nu. Nu mai e. Dacă văd că nu pot, nu mai e. Nu. Îi alungă câinii de numai și câinii tăi lucrează în echipă. Cam în echipă lucrează. Și dacă se mai ceartă ei, se mai mănâncă între ei, dar oricum. Păi sunt masculi alfa majoritatea acolo. Aproape tăți. Pe Kangal, așa am, că femeile eu și
răsputățis. Ai văzut și ăsta care-și merge cu să-ți răpână, zici? Bă, bă! Nu simt ce cate. Nu, mă, am încătat să-i două pe zi. Am scris două ori pe zi, cam ăla, ai? Am pus o temă asta, azi primăvară. Cât? Ia așa aia. Nu, fac o bană.